Filipeni este scrisă de Apostolul Pavel, aproximativ în anul 60, după Domnul Iisus Hristos, și mai mult ca sigur că este scrisă în timp ce era arestat la Roma. Pavel avea obiceiul ăsta de a fi arestat. La un moment dat a fost deținut și la Filipi. Rețin cu mare plăcere, am avut ocazia să vizitez cetatea veche din Filipi și acum nu se știe neapărat cu siguranță, dar cel puțin pentru turiști se spune că există o celulă care poți să o vizitezi, în care a fost deținut Apostolul Pavel. Și am avut marea plăcere să mă duc și să stau împreună cu tatăl meu acolo în acea celulă și să ne închipuim cum ar fi fost să fim și noi întemnițați împreună cu Apostolul Pavel și după aia să mulțumim Domnului că nu suntem întemnițați și să mergem în continuare într-un turneu frumos prin Grecia, în care am vizitat locurile acestea străbătute de Apostolul Pavel. Epistola are două mari teme principale. În primul rând, tema mulțumirii și a bucuriei. Peste tot în această epistolă vedem acest fir tematic despre mulțumire. De fapt, motivul pentru care Pavel le scrie este să le mulțumească pentru susținerea lor. Și în acest caz, pentru susținerea lor materială, financiară. Și el vrea ca să-și arate mulțumirea față de ei și mulțumirea față de Dumnezeu, pentru că ei sunt părtași cu el la lucrarea de evangelizare, la lucrarea de răspândire a Evangheliei, și își arată această susținere în toate formele, nu doar de natură spirituală, și de natură materială. Și el vrea ca să le trimită o scrisoare prin care să le mulțumească pentru această ajutorare. Dar este și o temă generală a epistolei, în sensul că ne cheamă și îi cheamă pe ei la o mulțumire față de Dumnezeu. Da? La o mulțumire, la o viață de mulțumire, la o atitudine constantă, la o dispoziție de mulțumire față de Dumnezeu. În al doilea rând, cea a doua temă majoră și al doilea motiv pentru care scrie acestor frați este mărturia bisericii. Pavel le scrie ca să protejeze, să lupte pentru a păstra mărturia bisericii. Îndeamnă să lupte pentru o mărturie curată, o mărturie curată a bisericii. Și identifică două pericole care pasc pe acești frați și care evident ne pasc și pe noi și trebuie ca să le luăm în calcul. Identifică pericolul exterior și pericolul interior. Pericolul exterior de la vrășmașii și dușmanii care luptau împotriva bisericii în diverse feluri, poate prin persecuție, poate prin vorbire de rău, dar există acest pericol exterior și, de exemplu, în capitolul 1, de la 27 la 29, vedem acest pericol. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, afară să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, există acest har al credinței, credința este un dar nemeritat, și există un har suplimentar. Da? Nu doar harul să credeți în el, ci și să pătimiți, să suferiți pentru el. Da? Și suferința aceasta, într-o oarecare măsură, era generată de acest potrivnici care luptau împotriva bisericii, care persecutau biserica, și biserica este chemată să reziste la aceste atentate și prin mărturia depusă să fie o judecată asupra lor. Apoi identifică faptul că există un pericol interior. Cea mai rapidă metodă
prin care să distrugi o biserică nu este din exteriorul ei, este din interiorul ei. De aceea poarta intrării în biserică trebuie ca să fie foarte, foarte bine păzită. Da? În ziua de astăzi se intră foarte ușor în biserică și să iasă foarte greu. Foarte repede ești primit de membru în cele mai multe biserici și poți fi mort de 10 ani că tu tot în catastif ești. Da? Dar invers ar trebui să fie. Ar trebui să intre foarte greu ca să protejezi biserica de pericolul intrării celor din afară, care sunt dușmani afară, în lăuntru și să iese foarte ușor. Da? Dacă cineva se dovedește ca și nefiind cu adevărat al lui Hristos, poarta de ieșire este larg deschisă. Da? Ziua de astăzi prea mult ținem ca să-i avem pe cei ce de fapt nu sunt în biserică, în biserică. Da? Vrem să-i atragem și să-i ținem cu orice preț, cu orice cost, în orice fel posibil. Și lucrul acesta va duce în mod inevitabil ca o biserică să facă compromisuri, ca un păstor să facă compromisuri. Da? Și cei care sunt acești intruși suspectează lucrul acesta și de multe ori vin și îți pun pe tapet. Frate, dacă nu faci așa, eu plec. Pleacă, dragul meu, nu te ține nimeni cu forța. Da? Și Pavel identifică acest pericol interior, fie de intruși, fie de imaturitatea lor, care poate cauza probleme. De exemplu, arată faptul că lipsa lor de unitate și de dragoste este un pericol. Da? În capitolul 2, vedem de exemplu la versetul 3, să nu faceți nimic dintr-un duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și apoi Apostolul Pavel identifică, și vom vedea în textul care vom studia în această dimineață, identifică că lucrul acesta are impact în lăuntrul bisericii și are impact în afara bisericii. Afectează viața bisericii și afectează mărturia bisericii. Apoi, de asemenea, există pericolul interior al erorii doctrinare. Atunci când se infiltrează oameni care răspândesc o anumită învățătură sau se infiltrează acea învățătură, în ziua de astăzi nu mai este nevoie să infiltreze omul în biserică să răspândească învățătura, că se poate răspândi doar învățătura foarte ușor, prin intermediul internetului, a cărților, care de altfel sunt medii bune de a distribui informațiile corecte, de asemenea sunt medii bune de a distribui informațiile incorrecte. Și dacă turma ascultă 3 predici pe săptămână, în cel mai bun caz, în biserică, informațiile care le primește în afara bisericii sunt zeci și zeci de ore. Da? Informații de la lume, filosofia lumii, perspectiva lumii, informații de la alți predicatori, care poate sunt sau nu sunt după Biblie, și din biserică primesc 3 ore pe săptămână. Ca atare, foarte repede se poate infiltra eroarea doctrinară în sânul unei biserici și să afecteze mărturia ei și viața ei. De exemplu, capitolul 3, Apostolul Pavel identifică acest pericol. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu același lucruri, iar vouă vă este de folos. De ce? Pentru că uităm așa de repede. Pentru că dreptarul învățăturii sănătoase este abandonat așa de repede. Pentru că inovația teologică este așa de atractivă și Evanghelia este aceeași de 2000 de ani. Frate, nu ai nimic nou să ne predici, nu am absolut nimic nou să vă predic. Nici eu n-am avut, nici Apostolul Pavel n-a avut și de fapt nimeni nu are nimic nou, pentru că revelația Domnului Iisus Hristos s-a încheiat și de atunci vestim același mesaj. Păziți-vă de câinii aceia. Apostolul Pavel e fantastic. Deci dacă eu am gura slobodă, atunci el e anatema, dar el e spurcat total. Păziți-vă de câinii aceia. De care câini? De câinii satanei, cum le spun eu, da? De câinii aceia. Păziți-vă de lucrătorii aceia de rău. Păziți-vă de scrijeliții aceia. Înțelegeți? Limbajul nu trebuie să-l traduc într-un limbaj mai modern, da? Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Ne confruntăm cu oameni care vin și încearcă să infiltreze biserica, mai mult ca sigur este vorba, referința este clară, la iudei care se pretindeau creștini,
dar vroiau, cum am văzut la cei din Galatia, să introducă concepte vechi testamentale în cadrul bisericii și introducând acele concepte, ei de fapt negau mântuirea prin credință, prin har, prin Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel spune, păziți-vă de aceste atacuri care pot ca să intre în biserică, fie să fie oamenii aceștia care intră în biserică, Biblia ne arată că în cadrul bisericii se vor ridica învățători falși, care vor căuta să dea învățătură falsă, da? Și Apostolul Pavel spune să ne păzim de ei pentru că vor afecta în mod negativ viața și mărturia bisericii. Vor afecta, de fapt, existența bisericii. Când biserica renunță la Evanghelia curată, ea sistează din a fi biserică, devine o biserică apostată. În mijlocul acestei epistole avem un epicentru, avem o ancoră a întregii epistole care va fi și tema noastră de studiu în această dimineață. O ancoră cristologică, un epicentru cristologic. În mijlocul acestei epistole avem această expunere cristologică care este ancora epistolei, epicentrul ei. Toate se îndreaptă spre acest punct focal și este acest punct focal care este centru de atenție și este cheia înțelegerii și punerii în practice a întregii epistole. Și aceasta avem în capitolul 2, de la versetul 5 la 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri și pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Tot ceea ce Apostolul Pavel le scrie lor și tot ceea ce ne se scrie nouă și trebuie să înțelegem noi este centrat în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Fără persoana Domnului Iisus Hristos și fără lucrarea Domnului Iisus Hristos, tot ceea ce Apostolul Pavel scrie este un nonsens, da? Hristos este cheia de interpretare. Hristos este punctul focal. Nu există mulțumire adevărată fără adevăratul Hristos. Nu există. Nu poți avea adevărată mulțumire fără adevăratul Hristos. Nu există unitatea adevărată fără adevăratul Hristos. Poate să existe o pace, o trăire civilizată, dar unitate, dragoste adevărată, fără Hristos este un nonsens. De fapt, nu există biserică fără Hristos, fără adevăratul Hristos. El este temelia, El este centrul, El este ancora credinței noastre și de aceea Apostolul Pavel îl pune pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea Domnului Iisus Hristos ca și centru focal al acestei epistole, pentru că este prin El. Putem ca să avem această mulțumire, putem să avem această unitate, putem să experimentăm această trăire care o descrie Apostolul Pavel aici. Permiteți-mi să vă dau un sumar structural a textului care îl vom studia în această dimineață. Ne vom uita la capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 16. Și porțiunea aceasta de text este, într-un fel, un sandwich care cuprinde tema aceasta noastră a viața și a mărturiei bisericii. De la versetul 1 la versetul 4, Apostolul Pavel vizează mărturia bisericii în lăuntrul ei sau viața bisericii în lăuntrul ei și vom vedea că aici este mai ales vorba de unitatea bisericii. Apoi de la versetul 5 la versetul 10, Apostolul Pavel ne prezintă motivația și modelul acestei mărturii, adică smerenia și proslăvirea Domnului Iisus Hristos. Și apoi de la versetul 12,
La 16 ne arată care este mărturia bisericii în lume, sau altfel spus, care este impactul acestei vieți de smerenie trăite în lăuntrul bisericii, între frați, cu lumea. Care este acest impact? Și impactul este, spune Apostolul Pavel, o mărturie. Suntem lumini în această lume dacă trăim în lăuntrul bisericii după modelul Domnului Iisus Hristos, după modelul său de smerenie. Dacă ar fi să sumarizăm mesajul din această dimineață și mesajul Apostolului Pavel din acest text, am putea să-l sumarizăm așa: de Crăciun fii mai bun. Sau să tălmăcesc, ca să fie mai corect, din pricina întrupării Domnului Iisus Hristos, fii mai bun sau fii smerit. Da? Într-o propoziție, asta este ideea. Pentru că Hristos a întrupat, ai modelul și motivația ca să fii smerit, ca să trăiești în unitate, în dragoste, în smerenie cu frații tăi. Și aceasta va afecta viața bisericii și mărturia bisericii publică. Cum? Va proslăvi sau nu pe Hristos? Pentru că este vorba de smerenie și este vorba de proslăvire. În primul rând, Apostolul Pavel ne vorbește despre mărturia în biserică sau despre viața în biserică. Și ne vorbește în trei etape. În primul rând, ne spune că trebuie ca să vedem dacă aparținem în această comunitate a Evangheliei. Pavel începe prin a califica și în același timp a motiva pe cei care aparțin. Altfel spus, pentru cine este această poruncă, pentru cine este acest îndemn? Și vine cu un apel extrem de emoționant la aceste persoane și spune: deci, dacă este vreo, și vedem că repetă această sintagmă și face un apel și spune: dacă aparțineți la această comunitate, și identifică această comunitate prin patru condiții. Dacă este vreo îndemnare în Hristos. Cuvântul pentru îndemnare aici este paraclesis. Da? Cunoașteți cuvântul, că l-am studiat împreună, paraclet. Apărător sau mijlocitor. Domnul Iisus Hristos spune că va trimite un alt paraclet, un alt mângâietor, adică Duhul Sfânt. Dacă este vreo mângâiere sau consolare din dragoste, dacă este vreo legătură, cuvântul este koinonia, vreo părtășie a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, Pavel face apel la experiența lor creștină. Altfel spus, dacă aparțineți lui Hristos, dacă ați experimentat lucrarea Duhului Sfânt în viața voastră, cum, Pavel? Dacă ați fost îndemnați prin Duhul Sfânt, dacă ați fost chemați prin Duhul Sfânt, dacă ați fost mângâiați prin Duhul Sfânt, dacă aveți părtășie cu Duhul Sfânt, dacă ați simțit, dacă ați experimentat pe pielea voastră milostivirea și îndurarea harului Dumnezeu, dacă aparțineți lui Hristos prin experimentarea acestor fenomene, atunci trebuie să trăiți într-un anumit fel. Dacă ai părtășie cu Hristos prin Duhul Sfânt, trebuie să ai părtășie cu cei care sunt împreună în Hristos. Dacă ai experimentat milostenia, dragostea, îndurarea, harul nemeritat al lui Dumnezeu, atunci trebuie ca să fii și tu milostiv, trebuie ca să ai și tu har, trebuie să ai îndurare, pentru că ești unul care le-a primit, le-a experimentat. Apostolul Pavel spune că atunci când aparții lui Hristos, aparții acestei comunități a Evangheliei, ca atare trăiești într-un anumit fel. Apoi identifică că înainte ca să poți trăi într-un anumit fel, nu doar trebuie ca să aparții acestei comunități, nu doar trebuie să aparții lui Hristos prin experimentarea acestor realități, ci trebuie să ai o anumită atitudine a unității. Faceți în bucuria deplină, spune Apostolul Pavel, și aveți. Deci trebuie să fie ceva unde ei trebuie să aparțină și acum trebuie să aibă ceva. Ce trebuie să aibă ei? Într-un cuvânt, trebuie să aibă unitate. Dar ce anume? O atitudine sau o dispoziție, o gândire a unității. Uitați, aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Înainte ca să poți să trăiești în unitate, trebuie ca să gândești în unitate. Trebuie să ai o dispoziție a unității. Trebuie să existe unitate în ceva. Nu putem fi uniți unii cu alții în nimic. Suntem uniți numai așa, că noi proclamăm că suntem uniți. Nu, există
un punct focal care ne unește. Există un adevăr care ne unește. Pavel îi cheamă să fie uniți în Evanghelie, în Hristos. Dar cum? Simplu. Fiind de același gând, suflet, dragoste, simțire, adică având un țel și un scop comun. Care este acesta? Evanghelia. Apostolul Pavel ne spune în capitolul 1, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Purtați-vă într-un chip vrednic de mântuirea primită. Purtați-vă într-un chip vrednic de Biserica Domnului Iisus Hristos. Purtați-vă într-un chip vrednic de Hristos. Evanghelia este steagul sub care creștinii sunt uniți. Fără ea, nu există unitate creștină. Există trăire civilizată, există pace între oameni, omenește vorbind, dar unitatea creștină este atunci când oamenii sunt uniți în jurul și sub umbrela Evangheliei. Fără unitate în Evanghelie și fără o dispoziție a unității în Evanghelie, nu există adevărata unitate. Fără această unitate, fără a clădi pe ea, nu poate exista o trăire în unitate. De multe ori când există ceartă și dezbinări în biserici, ne uităm la simptome și nu diagnosticăm rădăcina problemei. Ne uităm la comportamentul oamenilor și spunem, problema este că ăia nu se suportă pe ăia și se ceartă între ei. Problema este că s-au certat de la o anumită funcție în biserică și de aceea nu există unitate. Și uităm să ne uităm la rădăcina problemei. Citeam despre o biserică, un caz real, care s-a rupt în două și s-au dat în tribunal pentru clădirea bisericii. S-au făcut două tabere, nu s-au putut înțelege cine păstrează clădirea bisericii. În Zalău a fost mai ușor, că au avut două clădiri și a fost ușor să le împartă. Da? N-a trebuit să meargă în tribunal. Caz real, judecătorul, interogând cazul, a constatat că dezbinarea s-a declanșat într-o seară la o masă frățească, o masă de dragoste. Un frate, probabil din comitet, a sesizat că lui s-a pus o porție mai mică de mâncare decât fratele de lângă el. Și n-a mai putut să sufere asemenea discriminare. Și această scânteie a declanșat un război care a rupt biserica în două, a creat două partide și a dus pe acești oameni în tribunal înaintea unui judecător ca să declare judecătorul a cui trebuie să fie clădirea bisericii. Judecătorul, mai înțelept decât ei, le-a spus că problema aceasta depășește competențele lor și că Scriptura îi învață să-și rezolve problemele în lăuntrul bisericii. Soluția care ar fi până la urmă? Da? Dar nu există unitate, frate. Hai să facem unitate. Cum facem? Le luăm pe surorile de la bucătărie care se ocupă cu slujirea, le aducem la comitet și le spunem de acum înainte 5 sarmale pe cap de bărbat, fără excepție. Surorilor, nu vedeți ce ați făcut? Asta ar fi soluția. Râdem. Dar cele mai multe cazuri de dezbinare se tratează exact în acest fel. Atacând simptomele, comportamentul și găsind soluții pragmatice în loc de a merge la rădăcină. În loc de a merge la rădăcină. Problema nu este numărul de sarmale sau ce-o fi avut ei în farfurie, da? Sarmalele niciodată nu sunt problema, să fie foarte clar. Problema este lipsa Evangheliei în inima oamenilor. Lipsa dragostei în inima oamenilor. Pot oamenii aceia, poate fratele acelea, oricât de în comitet ar fi el, care a dezbinat biserica pentru că a fost mai multă mâncare în farfuria fratelui decât farfuria lui, să spună că are Duhul Sfânt? Și ce este interesant despre asemenea biserici unde se ceartă după câte sarmale au în farfurie sau după cine a stat în locul cui sau aberații din acestea? În aceste biserici nu se ceartă niciodată din cauza Evangheliei. Nu există conflicte doctrinare. Întotdeauna când se discută poziții opuse doctrinare, spune fraților, să fie pace și repede să face pace. Și când e vorba de faptul că cineva a stat în locul cuiva sau că cineva a avut mai multe solo-uri în duminica asta decât altul, nu o să-l uit niciodată. Nu o să-l iert niciodată. Așa ceva este inadmisibil. Dar dacă un frate intră în amvon și spune o erezie, mă frate, toți sunt frate, să fie pace, important e că ne iubim. Nu este interesant? Acolo unde nu este Evanghelia, nu este pace. Acolo unde nu este unitate în gândire,
în simțire, unde nu este un țel, un scop comun al Evangheliei, nu este pace. Indiferent cât de bine aparent să înțeleg oamenii. Apoi Apostolul Pavel spune că nu trebuie doar să aparținem, nu trebuie doar să avem o atitudine sau o gândire a unității, ci trebuie ca să trecem la acțiune, trebuie ca să trăim în unitate. Acum ne spune ce trebuie să facem, sau începe spunându-ne ce trebuie să nu facem. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui și la foloasele altora. Dacă există o atitudine a unității în Evanghelie, adică dacă avem același gând, avem pe Hristos în mințile noastre, în sufletele noastre, trebuie să existe o acțiune, o trăire a unității. Să facem ceea ce gândim, să facem ceea ce simțim. Dacă avem unitatea Evangheliei în inima noastră, vom avea o trăire a Evangheliei în viața noastră. Este inconsecvent să spunem că suntem uniți în Evanghelie, dar să nu ne suportăm în viața de zi cu zi. Este inconsecvent să spunem că avem dragostea lui Hristos turnată în inimile noastre, dar să nu iubim pe nimeni. Trebuie să facem ceea ce pretindem că gândim și ceea ce pretindem că simțim. Știți zicala, teorie ca teorie, dar practica ne omoară. O trăire inconsecventă cu Evanghelia ne arată că avem o atitudine sau o gândire inconsecventă cu Evanghelia. Iar o gândire care nu corespunde cu Evanghelia ne arată că de fapt nu aparținem cu adevărat comunității Evangheliei. Poate nu aparținem cu adevărat lui Hristos. De aceea Pavel începe introducerea la această porțiune a pasajului cu: dacă este, s-ar putea să nu fie. Ce se întâmplă dacă nu este? Așa de mulți frați, între ghilimele, ar beneficia de o confruntare reală cu Evanghelia, dar nimeni n-are suficientă dragoste să-i confrunte. Să-i întrebe frontal la oamenii aceștia care dezbină, oamenii aceștia care fac certuri, oamenii aceștia care se ceartă de la sarmale și de la locul lor în biserică. Frate, ai experimentat vreodată puterea Evangheliei? Ai experimentat vreodată mântuirea? Este în viața ta părtășia Duhului? Ai gândirea și simțirea Evangheliei? În loc să încercăm doar să rectificăm comportamentul lor eronat, poate ar trebui ca să mergem la rădăcină. Adevărul, într-adevăr, trebuie totdeauna spus în dragoste. Nu spun nimănui să meargă și să dea în cap cuiva, dar spun să meargă și să-i spună adevărul. Pentru că adevărul trebuie spus în dragoste, dar fără adevăr nu există dragoste. Dacă ai stat lângă cineva în biserică care a fost un membru problemă și a devenit evident că comportamentul lui trădează, că nu are o gândire evanghelică, pentru că el nu aparține de fapt lui Hristos, și a stat 20 de ani lângă el în aceeași bancă și din dragoste nu i-a spus nimic, că nu l-a iubit. L-ai urât. Nu mă interesează dacă omul acesta s-a întâlnit vreodată cu Hristos, nu mă interesează dacă și-a confundat vreodată păcatul, nu mă interesează dacă are gândul care era și în Hristos. Păi nu mă interesează să-mi văd eu de treaba mea și să trăim în pace și în liniște. Că s-ar putea să se declanșeze un război dacă eu spun fratelui: frate, s-ar putea ca să nu fii mântuit. Fără adevăr nu există dragoste. Dragostea întotdeauna lucrează în adevăr. Și atunci când nu există pace, când nu există unitate, trebuie ca să căutăm rădăcina. Ce există în inimile noastre, ce există în mintea noastră și dacă aparținem într-adevăr lui Hristos. Apoi Apostolul Pavel ne dă care este motivația și modelul unității noastre. Și anume Domnul nostru Iisus Hristos. Smerenia Lui și proslăvirea Lui și glorificarea Lui sunt modelul și motivația noastră. Apostolul Pavel începe arătându-ne smerenia Domnului Iisus Hristos înainte de întrupare, din veșnicie, din ceruri. Am putea spune că aici Apostolul Pavel ne vorbește despre dispoziția smereniei a Domnului Iisus Hristos. Și apoi ne va vorbi, vedem că păstrează acest fel de argumentare, despre acțiunea smereniei Domnului Iisus Hristos. De asemenea, cum noi trebuie să avem întâi o dispoziție care apoi o punem în acțiune,
Pavel ne arată că Hristos a avut această dispoziție a smereniei. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Care este realitatea? Realitatea lucrurilor este că Hristos avea chipul lui Dumnezeu. Adică din veșnicie Hristos a împărtășit slava lui Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu, întotdeauna a fost Dumnezeu. De aceea în Ioan 17:5 Domnul Iisus spune: și acum Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. În Evrei 1:3 Hristos este descris ca și El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Realitatea este că Hristos avea chipul lui Dumnezeu. Dar haideți să privim care este dispoziția lui Hristos, chiar dacă aceasta este realitatea. Care este gândirea lui Hristos? Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Contrastul este evident doar dacă am înțeles prima parte a argumentului. Hristos este Dumnezeu. Și totuși, în contrast cu această realitate a identității lui, totuși, deși este Dumnezeu, aceasta nu l-a împiedicat să se smerească. La ce se referă Pavel când spune n-a crezut ca un lucru de apucat? Pavel nu vrea să spună că Hristos a fost într-o poziție de inferioritate față de Dumnezeu și a fost smerit. Adică a realizat pur și simplu că nu este potrivit ca să apuce, să atingă, să țintească spre paritatea cu Dumnezeu. În niciun caz. Hristos este deopotrivă cu Dumnezeu și smerenia constă în faptul că deși Hristos este Dumnezeu, această realitate nu l-a împiedicat să se smerească. Nu a apucat, adică n-a ținut de, nu a strâns, n-a insistat asupra drepturilor sale, prerogativele lui divine, încât să nu se smerească. N-a zis, eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu, ca tare nu vă voi smeri. Știți cine a considerat un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu? Satan. Satan, care nu este în niciun fel deopotrivă cu Dumnezeu, a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cât timp Lucifer a fost un înger de lumină înainte să cadă și cât timp Lucifer nu a atentat la slava lui Dumnezeu, a fost el smerit? Nu. N-a fost smerit. A fost doar ceea ce trebuia ca să fie. El era un înger și nu avea nicio treabă, nu era, era la distanță de an lumină, distanță infinită de Dumnezeu. El era o făptură creată, Dumnezeu era necreat, este necreat, este infinit, este veșnic. Lucifer n-a fost, cât timp a fost nerăzvrătit, smerit pentru că n-a atentat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Smerenia lui Hristos se arată prin contrast cu faptul că deși era deopotrivă cu Dumnezeu, totuși nu a considerat un lucru de apucat, adică care să îl oprească încât să nu se smerească. Și atunci înțelegem cât de mare și cât de infinită este smerenia Domnului Iisus Hristos. O smerenie care există ca și dispoziție, ca și atitudine, ca și gândire din veșnicie, dinainte ca Hristos să se întrupeze. Apoi, Pavel ne arată smerenia în întrupare. Altfel spus, acțiunea smereniei. La Domnul Iisus Hristos, smerenia nu a rămas doar un gând, ci a fost pus în acțiune. A fost pus în acțiune prin două evenimente majore. În primul rând, prin întrupare și apoi prin moartea sa ispășitoare. Apostolul Pavel spune în versetul 7, și s-a dezbrăcat pe sine, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La învățișare a fost găsit ca un om. Ce înseamnă că s-a dezbrăcat? Termenul de kenoa înseamnă a goli. S-a golit pe sine însuși. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Teologii liberale au încercat să spună că atunci când Hristos s-a întrupat și s-a golit, el a abandonat, a asistat pentru o vreme din a fi Dumnezeu și de a avea atributele divine.
Dar lucrul acesta contrazice în total ceea ce Biblia ne arată pretutindeni în alte locuri. Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, ne vom uita la realitatea divinității Domnului Iisus Hristos. De asemenea, aceasta ratează total înțelesul metaforic al acestei fraze, s-a golit. În Noul Testament, 4 din 5 instanțe a verbului a goli sunt metaforice. Ce vrea să spună Pavel prin s-a golit este că s-a făcut nimic sau s-a considerat ca și fiind nimic. Nu și-a dat o importanță. Pavel vrea să ne arate cât de drastică este smerenia Domnului Iisus Hristos. Și într-adevăr, diferența între chipul lui Dumnezeu și chipul unui rob este echivalentul cu a te face nimic, a te goli. Smerenia, gândirea smereniei, atitudinea ei, este pusă în acțiune în întrupare. Cum? A luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Ați observat, cred, paralelul care există aici. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, el a luat un chip de rob. Golirea nu constă în a renunța la ceva, adică la chipul lui Dumnezeu, ci în a lua asupra lui ceva. Ce? Acest chip de rob. Smerenia Domnului Iisus Hristos constă în faptul că s-a făcut părtaș la natura omenească. El care este chipul, morfa lui Dumnezeu, adică are natura divină, a luat chipul de rob, adică natura umană. Și de aceea noi știm că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. El este omul Iisus Hristos, dar în același timp El este Dumnezeu. De ce a venit? De ce s-a întrupat? De ce s-a smerit în acest fel fantastic? Apostolul Pavel ne spune că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Am ajuns la apogeul smereniei. Nu doar că a luat asupra lui natura umană, care este deja o smerenie infinită pentru Dumnezeu, dar a și murit. Și nu orice moarte, ci o moarte pe cruce. Este o smerenie infinită, adâncimea smereniei este de necuprins. Din veșnicie, Hristos este smerit, având o dispoziție smerită, în întrupare acea dispoziție este pusă în acțiune, unde în mod voluntar, nimeni nu l-a obligat, n-avea nevoie să o facă. În mod voluntar, El ia asupra lui chip de om, adică natura umană. Dar profunzimea smereniei lui Hristos se vede în totalitate în moartea sa. Dacă ar fi făcut doar atât, dacă s-ar fi întrupat și apoi s-ar fi înălțat la cer fără să moară, ar fi fost un act de smerenie incredibilă din partea lui Hristos. De necrezut, de neînțeles că Dumnezeu ar fi luat asupra lui pentru o zi doar carne de om. Dar profunzimea merge mult mai departe prin faptul că Hristos a murit pe cruce. Care este scopul lui Pavel pentru a ne plonja în adâncimea smereniei lui Hristos? Pavel folosește un argument clasic ca să ne argumenteze nouă care ar trebui să fie atitudinea noastră. Argumentul este acesta. Dacă ceva este adevărat pentru ce este mai mare, pentru ce este superior, adică pentru Hristos, cu atât mai mult acel lucru trebuie să fie adevărat pentru ce este mai mic, adică pentru mine și pentru tine. Dacă smerenia este o calitate a lui Hristos, atunci smerenia trebuie să fie o calitate a noastră. Dacă El, care este deopotrivă cu Dumnezeu, n-a considerat că asta este o piedică să se smerească, de ce eu, care sunt o persoană făcută din lut, să consider că sunt prea cineva să mă smeresc? Este așa că asta ne împiedică. Și ar trebui să ne smerim când cineva ne ia peste picior. Cine crede el că-s eu? Adică totuși, cum își permite? Oi fi eu cum oi fi, dar nu chiar așa. Și Hristos, care a fost chipul lui Dumnezeu, aceeași natură cu Dumnezeu, n-a zis, acum de ce eu? De ce nu? Scopul lui Pavel este că atunci când privim la smerenia lui Hristos, cea infinită, a cărui beneficiar suntem noi, să avem modelul perfect
și motivația perfectă să fim smeriți. Să ni se întipărească în gândul nostru această realitate. El, care avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat lucrul acesta un impediment să se smerească. Și de fiecare dată, când simți că nu te poți smeri, să zici, dar Hristos s-a smerit, beneficiarul smereniei lui sunt eu și cine a fost el și drepturile lui și calitățile lui, infinite divine, nu l-au oprit ca să se smerească. Ca atare și eu mă pot smeri și trebuie să mă smeresc și am modelul perfect pentru a mă smeri. Care este rezultatul acestei smerenii? Rezultatul smereniei Domnului Iisus Hristos este slăvirea, proslăvirea Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel ne arată această proslăvire în două ipostaze. În primul rând ne arată proslăvirea Lui în trecut. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Apostolul Pavel vorbește aici despre înălțarea Domnului Iisus Hristos, despre faptul că Hristos a mers înapoi la dreapta Tatălui. Și Pavel vrea să fie cât se poate de clar despre rezultatul smereniei Domnului Iisus Hristos. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Pavel folosește aici un cuvânt pentru înălțat care nu se mai găsește nicăieri în Noul Testament. Un cuvânt care ar putea fi tradus, singurul fel în care l-ar putea traduce literal ar fi, la supra-exaltat, la supra-slăvit. De aceea Cornilescu, neavând cuvinte suficiente, spune l-a înălțat nespus de mult. Și nu există nicăieri altundeva unde acest cuvânt este folosit. Nu există ceva mai presus de această stare în care se află Hristos, mai superior decât slava în care se află acum Hristos. Smerenia infinită a coborârii din cer, a întrupării și a morții spășitoare, rezultă într-o exaltare, într-o proslăvire infinită. Hristos se ridică la cer acum din nou în slava care o avea înainte cu Tatăl. Și lucrul acesta, ne spune Apostolul Pavel, este consacrat prin faptul că la înălțarea lui i s-a dat numele care este mai presus de orice nume. Care este acest nume? Apostolul Pavel ne spune în versetul 10 și 11 care este acest nume. Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus este Domnul. Cuvântul pentru Domnul este Kyrios. Kyrios este termenul grecesc folosit în Noul Testament pentru Dumnezeu, pentru Yahweh. L-avem pe Hristos aici cu numele divin. El are natura divină, el are postura divină, poziția divină, iar acum el are numele divin. Iisus Hristos este Kyrios, este Domnul, este Jehova. Și în numele Lui se va pleca orice genunche și va recunoaște că El este Dumnezeu. Care asta este problema? Oamenii n-au nicio problemă să-L recunoască pe Hristos ca și un mare învățător, ca și cel mai mare om care a trăit vreodată. Mulți n-au nicio problemă să recunoască ca și un mântuitor. Problema este când vorbești despre Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat. Acolo ai o problemă cu cei mai mulți. Acolo ai o problemă cu musulmani, acolo ai o problemă cu martorii, cu toți. De ce? Pentru că nu îl cunosc pe adevăratul Hristos. Omul Iisus Hristos și în același timp Dumnezeu. Observați faptul că Apostolul Pavel ne arată că această proslăvire la superlativ nu este ceva doar în trecut, ci este ceva și în prezent și în viitor. Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Supra-exaltarea, supra-slăvirea lui Hristos este un eveniment în trecut. S-a întâmplat definitiv la înălțarea sa. Dar și unul actual. Hristos se află în această stare acum, la dreapta Tatălui. Și în același timp, este și o realitate viitoare, o realitate escatologică. Așteptăm o culminare, așteptăm o celebrare ale acestei realități din punct de vedere escatologic. La sfârșitul vremurilor, va fi o zi când orice genunchi se va pleca și va recunoaște pe Hristos ca și Domn, ca
ca și Kyrios, ca și Dumnezeu, toți cei care neagă adevărata lui identitate astăzi, vor îngenunchea și vor spune că este Dumnezeu. Dar va fi prea târziu. Pentru că toate că vor îngenunchea, nu de bunăvoie, pentru că nu l-au recunoscut astăzi, cât timp erau în viață, vor fi trimiși în iadul cel de foc. Apostolul Pavel concluzionează această secțiune, și așa vrem să concluzionăm și noi, arătând că această realitate, bazată pe identitatea și lucrarea Domnului Iisus Hristos, că această manifestare a vieții noastre creștine, bazată pe Evanghelie, bazată pe persoana Domnului Iisus Hristos, are implicații nu doar în interiorul bisericii, ci și în exteriorul bisericii. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără să cârtiți și fără șoveiel, ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Asta este scopul nostru ca și biserică. Urmând modelul Domnului Iisus Hristos, motivați de smerenia, de sacrificiul Domnului Iisus Hristos, trăim vieți pline de dragoste și de unitate și de smerenie în lăuntrul bisericii. În așa fel încât mărturia noastră să se vadă în afara bisericii și să fim lumini care strălucesc în această lume întunecată. De ce? Ca să putem ține sus cuvântul vieții. Ca ceea ce spunem să nu fie negat de ceea ce facem. Ca Evanghelia propovăduită să nu fie anulată de lipsa Evangheliei trăite. Recapitulăm. Apostolul Pavel ne cheamă în această dimineață să ne uităm la viața noastră în biserică, la mărturia care o depunem în cadrul bisericii. Să ne confruntăm cu realitatea dacă sau dacă nu aparținem acestei comunități. Să ne verificăm atitudinea noastră, gândirea noastră, dacă este una evanghelică, dacă este una în unitate cu Evanghelia. Și să ne verificăm acțiunile noastre. Să ne uităm la modelul care este Hristos, la smerenia Lui, la slăvirea Lui și să ne lăsăm motivați de acest lucru. Motivați ca să trăim și noi în acest fel, știind că o trăire smerită în unitate și în dragoste, în lăuntrul bisericii, va rezulta într-o mărturie publică a bisericii în lume. Trăirea în smerenie produce efecte radicale în biserică, dar și în afara bisericii. Când ne smerim și trăim în dragoste și în unitate, precum Hristos a smerit, Hristos este slăvit în mijlocul nostru și în lumea aceasta în care trăim. Și atunci când ne smerim, știm că și noi așteptăm acea zi în care vom fi glorificați. Ceea ce suntem încă nu s-a arătat. Dar ceea ce suntem este sigur în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Ca atare, noi când ne smerim nu pierdem absolut nimic. Statutul nostru, identitatea noastră, răsplata noastră nu poate fi în niciun fel diminuată prin faptul că ne smerim. Ba mai mult, că atunci când ne smerim, El ne ridică. Atunci când ne smerim, El ne răsplătește. Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem că prin întruparea Domnului Iisus Hristos avem modelul și motivația perfectă să trăim vieți smerite și pline de dragoste. Amin. Amin. Haideți.